just last week you called me. The way you're talking's driving me insane. Hello. Just last week you called me. The way you're talking's driving me insane. Hello. Even if we're hanging by a thread, and the words you said is spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed. Take me back into your arms, and I'll never let you down. Let you down. Let you down. And I'll never let you down. Let you down. Hello, ce faceți? Am promis un vlog și e ora 5 și abia acum am deschis camera. De fapt, am mai deschis-o astăzi odată. N-am reușit să vorbesc până acum cu voi pentru că am făcut curățenie. I-am petrecut multe ore făcând curățenie, curățenia de Paște. Am spălat geamuri, cred că 2 ore. Am stat doar să spăl geamuri, nu mai pot, sunt frântă de oboseală. Sincer, acum aș vrea să dorm vreo 2 zile. N-am mai spălat geamurile de mult. Și chiar dacă nu stăm la stradă, să zic așa, totuși toate au fost pline de praf. Au arătat într-un fel, fără de fel, și pervazele au fost toate pline de praf și mizerie și nu știu de unde atâta praf dacă nu umblă mașini pe aici, dar na, a și plouat destul de mult, așa că cred că ăsta e motivul. Am scăpat de geamuri, am făcut curățenie peste tot, în toată casa. Noroc că m-a ajutat și Alex. El a făcut bucătăria, a zis că a spălat până și mobila și cuptorul și aragazul și geamurile. M-a ajutat și la geamuri pentru că, din păcate, geamurile noastre se deschid doar pe o parte și e foarte, foarte greu să ajungă pe cealaltă parte. Așa că el e mai înalt și l-am rugat să mă ajute. Dacă nu era el, nu știu ce făceam, dar cred că nu mai spălam niciun geam. Și da, cam asta am făcut. După aia am aspirat, am dat cu mopul peste tot. E destul de greu să faci curățenie într-un apartament. Nici nu vreau să mă gândesc ce fac oamenii care au o casă mare. Pentru că eu sunt frântă și am făcut curățenie vreo, nu știu, 5 sau 6 ore astăzi. Și chiar nu pot să-mi imaginez cum e să faci curățenie într-o casă foarte mare. Dacă într-un apartament cu 3 camere, 2 băi, balcon și ce mai avem noi, e foarte greu să faci. Mi-am făcut puțină curățenie și pe măsuța de machiaj. Cred că asta am filmat puțin. Am spălat și haine, mi-am schimbat perdeaua din bucătărie, am pus-o pe cea veche la spălat și am călcat-o pe cea nouă și mi-am pus-o sus. A fost destul de greu să mi-o pun sus. Pe acestea din cameră m-a ajutat mama lui Alex să le pun când ne-am mutat aici. De atunci nu le-am mai spălat. Și chiar m-a întrebat mama zilele trecute dacă am de gând să-mi spăl perdelele și am zis că no way. Și cred că o să le spăl abia la Crăciun, oricum cât de murdare poate să fie. Deși așa am zis și de geamuri, cât de murdare poate să fie geamurile ca să le spăl. Am văzut cât de murdare au fost. Doamne ferește, cum am scos din ele, ce am scos din ele. Și cred că am consumat un box de ăla mare de hârtie, pentru că eu șterg geamurile cu hârtie de aia de bucătărie. Pentru că mi se pare că cu cârpa, nu știu, se fac așa foarte urât și se văd cu dunci și nu-mi place. Și mi se pare că acum e mult, mult mai luminos în casă. Îmi stă părul aiurea. Am făcut un duș și atât, nici măcar nu m-am făcut cu cremă sau cu ceva astăzi. O să merg să fac asta acum. Și mă pun un pic în pat să mă odihnesc, pentru că v-am zis că sunt frântă. De fapt, voiam să fac vlogul acesta mai mult pentru că vrem să mergem la Festivalul Luminii, care cred că de joi s-a deschis și am văzut că sunt luminițe colorate prin tot Bucureștiul și cred că o să fie foarte, foarte fain și bineînțeles că o să vă iau cu mine și o să vă arăt. Și în rest, astăzi nu cred că o să mai facem nu știu ce, până mergem, acum e 5 fără 10, probabil după 7 dacă e să mergem și mai vedem mâine ce mai facem. Trebuie să filmez un clip pentru că v-am promis că fac un tutorial de machiaj cu niște produse noi. Și o să fac și asta, dar mâine, pentru că nu mai am chef acum. Ar trebui să scriu și un articol pe blog, dar nope, nici asta nu mai am chef. Alex, săracu, s-a pus să se joace, că a zis că el e frânt după curățenia asta, nu mai vrea să facă nimic. Și mai am de întins perdeaua după ce e gata. Cred că am pus prea mult detergent, pentru că m-am uitat acum în cuva mașinii de spălat și era plin, plin de spumă.
sau iep, sper să pot să scot de acolo curată, fără spumă. Și cam ăsta e planul, așa că în momentul în care o să ne pregătim să mergem la Festivalul Luminii, vă mai arăt eu cum mă machiez probabil și ne vedem acolo. Even if we're hanging by a thread, and the words you said are spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed, take me back into your arms, and I'll never let you down, let you down. Mi-am reorganizat puțin produsele, sertarele acestea, două dintre ele cel puțin. Chestiuțele astea le-am cumpărat din JISC și îmi place că în sertarul ăsta încap 3, ceea ce e super bine. Mai trebuie să-mi iau două de astea, pe asta am mutat-o de jos, era în celălalt sertar și am mutat-o aici ca să fie toate produsele pentru față aici. Și am făcut așa, aici mi-am organizat fondurile de ten, aici mi-am pus câteva pudre și primere, iar aici un BB cream și restul sunt primere. Aici sunt concealer, îmi cer scuze, am zis eu că sunt foarte obosită. Pe ăsta l-aveam deja cu creioane și mascara, acolo în spate, nu știu dacă se vede, dar am rujuri. Și ăsta l-am luat de jos, l-am pus aici, e cu pudre și cu blush și cu bronzere, ceva de genul. Și cam așa arată și mi se pare că arată mult mai bine. Cred că v-am mai arătat eu în ceva vlog cum mi-am organizat eu sertărașele acestea, dar am vrut să fac neapărat o schimbare. Iar aici a rămas cam așa. Pe aceasta aveam deja, aici sunt creioane de buze și niște luciuri. Aici sunt niște creioane de ochi foarte vechi în care va trebui să fac cândva curățenie să mai arunc din ele. Niște primere de ochi și un primer pentru pigmenți. Asta e prea mică, e tot de la JISC, exact ca cele de sus, m-am zis că încap 3, dar vreau să mai cumpăr mai bine una de asta sau chiar două, pentru că mă cap și în spate. Și aici mi-am pus doar niște creme pe care le aveam eu aici sus și în ăsta mi-a rămas balsamuri de buze și am aruncat de aici, sincer, niște rujulețe, pe asta nu știu unde să o pun, că mai găsesc eu un loc cândva. Iar aici sunt câteva parfumuri. A ieșit destul de bine, mie așa mi se pare, plus că aici e sertarul de sus unde v-am zis pe stories că sunt produsele pe care le-am primit sau încă n-am reușit să le folosesc sau le folosesc mai rar. Am mai organizat ce am avut aici, mi-am mai găsit o cremă, aceasta Milk & Honey de la Oriflame nouă. Așa că va trebui să o folosesc cândva. Aștept să mi se termine și asta de la Avon, pe care o folosesc momentan. Mi s-a terminat și cea de la Kiehl's. Am mai găsit niște cremuțe de-astea micuțe în variantă travel de la Vichy, pe care o să le iau cu mine în călătorie. Și cam asta am făcut pe lângă curățenie. M-a apucat pe mine să fac și ordine și organizare în sertare. Dar măcar a ieșit bine. Haideți că ne-am schimbat planurile între timp. I-am mai făcut curățenie în sertarele de machiaj și pentru că suntem foarte obosiți și am muncit azi destul de mult, ne-am gândit să mergem mâine la Festivalul Luminii, pentru că mâine e ultima zi, eu zic că e ok, mai ales că mâine oricum va trebui să mergem și la Kaufland, să facem niște cumpărături, iar pe seară ne mai plimbăm în oraș să vedem luminițele și ce o să mai fie, sper să mai fie. Așa scrie pe Facebook la eveniment că ține și în 21, așa că e bine. Iar Alex a mers acum să cumpere ceva, să facem mâncare, o să facem paste cu bacon, paste carbonara cu bacon o să facem și probabil o să vă arătăm și vouă. În altă ordine de idei, nu știu dacă mă urmăriți și pe Instagram, eu sper să o faceți și nu știu dacă am aici persoane care sunt gamer, gamerițe. Alex are un joc nou, v-am povestit deja de el pe Instagram și am să vi-l arăt și aici. Ăsta e. E super interesant. Eu nu sunt mare fan jocuri. Mie îmi place doar Mortal Kombat de pe Xbox-ul lui Alex și mi-a mai cumpărat el un joc, Zoo Tycoon.
că jucam mai de mult pe calculator și eu l-am plăcea super mult, dar parcă pe Xbox e mai greu de jucat. Și ăsta e tot cu bătăi, cu ceva, dar îmi place și mie, care grafică foarte, foarte bună. În ultima perioadă am văzut că jocurile acestea au o grafică impecabilă și arată atât de bine. Dar da, cam asta voiam să vă zic, doar că ni s-au schimbat planurile și preferăm să stăm aici la casă, pentru că am stat atât de mult să facem curățenie. Doamne, nu m-am gândit niciodată că e atât de greu să speli niște geamuri, mai ales că erau atât de murdare și pervazul ăla, cred că am șters la el o grămadă cu lavetă, cu cif și cu toate cele și vreau să vă zic că așa greu s-a dat mizeria de pe el. În fine, nu mai vorbim de curățenie, nu mai vreau să aud o perioadă de curățenie. Doar voiam să vă anunț, să știți și voi, și probabil o să vă mai arătăm mai târziu și la ce film ne uităm. Cred că o să ne uităm la un film, pentru că ne-am tot uitat zilele trecute la Salvation. E un serial foarte, foarte fain. Vă recomand să vă uitați la el, pentru că e super. Conține atâta acțiune și atâta dramă și atât de multe se întâmplă în fiecare episod. E superb. E un fel de SF, thriller. E foarte fain, sigur o să vă placă și cred că o să schimbăm puțin tactica și o să ne uităm la un film, că nu ne-am uitat de mult. Și cam asta să facem azi. N-am filmat, n-am scris articol pe blog, n-am făcut nimic din ce trebuia să fac, dar măcar cu vlogul acesta mă scot măcar pentru un clip. Și vreau să mănânc pasle, mi-e atât de foame și mi-e atât de poftă. Am mâncat doar dimineață o omletă care a fost foarte, foarte bună și pare rău că nu v-am arătat-o. A făcut Alex omletă cu prânzică, cu ceapă verde și cu broccoli. A fost demențială, mi-a plăcut atât de mult și de atunci n-am mai mâncat nimic pentru că curățenie. Și facem acum pastele, după aceea probabil o să mai ronțăim noi ceva, mai am loto. Mâine o să mergem la Kaufland să facem niște cumpărături și pe seară v-am zis ce o să facem, o să vă iau cu mine și cel mai probabil vlogul acesta o să apară miercuri, sper eu. Deci da, vă țin la curent cu ce se mai întâmplă. Bună dimineața! Vreau să vă arăt micul meu dejun, plin de zahăr, cum ar zice unii, pentru că, bineînțeles, fructele conțin și zahăr. Dar vreau să vă arăt ce mi-am pus, în afară de lapte. Cerealele mele fitness cu ciocolată, să știți că le-am găsit de data asta foarte greu, nu știu unde au dispărut, dar doar în Carrefour le-am găsit și mai erau două pungi. Fulgi de ovăz pe care i-am pus în borcanelul acesta de la Pepco. Să știți că mi-am făcut o reorganizare în dulapuri și mi-am pus tot ce ține de micul dejun în borcanele de genul acesta. Fructe confiate, tot așa, borcanelul acesta l-am de la Ikea, se închide tanș și am aici grișe, merișoare, banane, caise și fulgi de cocos. Muesli, acestea sunt preferatele mele, acestea sunt cu merișor, mi-am mai pus câteva afine, mi-am mai pus câteva căpșune și fulgi de cocos peste și arată cam așa și o să merg acum să-l mănânc. Și farfuria aceasta, super cute, e din Pepco. Nu știu dacă mai se găsesc, dar eu mi-am luat două pentru că erau atât de drăguțe. Am vorbit și astăzi cu voi mai mult de o grămadă. Nu știu care-i treaba, dar poate pentru că nu prea închef de nimic, am așa o stare de lene cronică și dezinteres total pentru orice. Vreau să-mi fac machiajul și o să-l fac împreună cu voi, așa pe repede înainte. Folosesc întâi crema de ochi de la Kiehl's cu avocado. Mi-am curățat tenul înainte cu un gel de curățare și o să-mi aplic cremele.
și puțin machiaj. Mergem la Adelina și la Adam întâi, pentru că Adelina avea chef să mă vopsească și am zis că de ce nu, pentru că oricum arăt așa, doar că trebuie să-mi caut o vopsea, de fapt două, că nu mi-ajunge niciodată una, mai ales de când mi-a crescut părul. Și după aceea mergem la Festivalul Luminii, doar că sper să nu plouă, sincer, pentru că s-a anunțat câteva verse de ploaie. Folosesc apa termală Vichy. Mi s-a terminat apa termală, aveam una de la, nu mai știu de la ce era, dar am găsit ieri o variantă mică Vichy și mă bucur pentru că trebuia să-mi cumpăr alta. Și folosesc, bineînțeles, boosterul de la Vichy, o pompiță sau două pe care îl întind pe tot tenul. Și nu știu dacă au și ei chef să vină cu noi la Festivalul Luminii. Din ce am înțeles, ei au fost joi sau vineri, sau și joi și vineri. Deci s-ar putea să mergem doar noi doi și sper să nu plouă atâta. În rest, e ok. Văd că acum a ieșit iar soarele, înainte era norat. Foarte ciudată vremea asta. Mai departe folosesc crema mea de la Vichy, Aqualia Thermal. Îmi place la nebunie, mai am foarte puțin, după care o să trec la două creme de la Biotissima, pe care vi le-am arătat pe Insta Stories, dacă nu mă înșel. Și abia aștept să văd cum sunt. Au un ambalaj tare drăguț, acum să vedem ce și cum. Aceasta de la Vichy mi-a plăcut super mult, pentru că e foarte light, lejeră, nu simțiți pe ten deloc, hidratează foarte bine. Îmi place. Bun, ce mai am de făcut? Trecem la machiaj. O să-mi caut un primer și le-am aici, așa că o să mă dau puțin cu scaunul mai încoace. Vreau un primer hidratant, îl folosesc pe acesta de la Bourjois Healthy Mix. Știți că e preferatul meu. O să folosesc o pensulică de la Real Techniques să îl aplic și îl aplic într-o cantitate mică, ca de obicei, știți voi, pe zonele cu porii mai dilatați, adică nas, obraz, frunte și bărbie. Asta e pe repede înainte, dar parcă văd că o să dureze o eternitate. N-am nici chef să mă machiez, n-am chef de nimic, ne-am uitat la Salvation, v-am zis și pe Insta Story, nu știu, cred că v-am zis și aici. E atât de tare serialul, deci ne place la nebunie. Suntem deja la sezonul 2, acum suntem la episodul 1 din sezonul 2. Se întâmplă atât de multe că nu mai pot face față. E atât de tare serialul, chiar vi-l recomand din suflet. Atât dacă am aflat astăzi o veste super tristă. M-am uitat când apare sezonul 3 și se pare că l-au întrerupt. Nu știu dacă va fi salvat. Mi-ar plăcea să fie salvat de Netflix, dar nu știu. Așa că, da, e nașpa, am fost foarte tristă și încă sunt. Dar e atât de fain, nu vă puteți imagina. E SF, are o tonă de acțiune, are atâtea momente. V-am zis, ca să țineți pasul cu tot ce se întâmplă în serial, trebuie să fiți foarte, foarte atente. Fond de ten, nu? Asta ar urma. Și ce fond de ten să folosesc? Nu știu nici eu, sincer. Hai să nu ne folosim fondul de ten obișnuit de la Bourjois Healthy Mix și o să-l aplic cu burețelul pe care l-am udat înainte. Este un burețel de la Avon. S-a făcut super mare și să știți că îmi place destul de mult. E moale, se aplică bine. Și mi-am pus o pompiță, mai pun una, că nu mi-ajunge niciodată o pompiță, dar totuși eu mai insist. De obicei să-mi pun doar una. Îmi place fondul de ten, că e lejer, are acoperire mică spre medie cumva, dar îmi place că nu-l simt pe ten și nu știu, e un fond de ten pe care eu îl folosesc zilnic. Mi se pare că pe tenul meu, care e mixt, rezistă bine, chiar dacă este un fond de ten recomandat pentru ten uscat, deshidratat. Oricum, în ultima perioadă, v-am zis eu că am avut probleme cu tenul și mi s-a uscat și mie destul de tare. Așa că l-am folosit cel mai mult pe acesta. Și
se și vede că am consumat destul de mult din el, dar mai am un fond de ten care e pe terminate, cel de la Clinique, și mi-am luat acum un fond de ten de la Make Up Shop. Sper să-mi ajungă comanda de pe Make Up Shop și de la Sephora. Mi-am luat două produse din vânzări private și abia aștept să le primesc. Eu sper să ajungă comanda înainte de Paște, dar să vedem cum se mișcă. Arată bine pe ten acest fond de ten și mi se pare că rezistă, bineînțeles că îl fixez cu o pudră, orice fond de ten îl setez cu o pudră, dar în ultima perioadă am fixat doar zona de sub ochi cu concealer și ce mi-a rămas pe pensulă am fixat și restul feței și cam asta am făcut. Nu știu, v-am zis că am așa o lene cronică, deci toată ziua... Ce-am făcut? Am mâncat dimineață, după aia am mai mâncat o tură, când am mâncat Alex, i-am mâncat lapte cu cereale, el și-a făcut omletă, am mâncat și din omleta lui, bineînțeles. După care am mai mâncat paste, pentru că mi-au rămas de seară. Au fost atât de bune pastele, cred că m-ați și întrebat odată rețeta, dar sunt foarte, foarte simple de făcut și știu că într-un vlog v-am și arătat, doar că de data aceasta am folosit altă... smântână lichidă, ceva de la Cucina cu ambalaj portocaliu. Au fost delicioase, e atât de cremoasă. Smântâna asta, nu știu, mi-a plăcut super, super mult. Folosesc concealerul acesta de la Oriflame din gama The One, era să mi-l bag în ochi. Deci când am chef să mă machiez, nu-mi iese nici măcar machiajul nici cum, dar n-aș fi vrut să ies din casă chiar arătând ca Frankenstein, să zic așa. Și nu știu ce vopsea să-mi iau, sincer, pentru că aș vrea să încerc o altă vopsea. Am văzut vopselele acelea de la Live, Life, nu știu cum se numesc exact, dar nu știu dacă o să fie ok, dacă o să se ducă în timp, nu știu dacă să risc acum să mă vopsesc cu altă vopsea, având în vedere că eu am nuntă luna viitoare la Adelina și la Dam. E nunta lor, pe care o țin în Anglia și o să mergem și noi și o să fac vlog de călătorie, bineînțeles. Și dacă tot mergem la nuntă, am zis că mai stăm câteva zile și mergem și în Londra. Îmi place concealerul acesta, are acoperire destul de mare și nu se strânge în liniile fine. Mai departe fixăm totul cu o pudră și ca pudră... Hai să mergem tot pe Bourjois, dacă tot am mers pe Bourjois, Healthy Mix de la Bourjois. Și o să facem asta. O să setăm zona de sub ochi. Așa. Și ce rămâne pe pensulă, mai fixăm și restul feței. And that's it. Am cearcăne destul de mari. Am culcat foarte târziu, am adormit și pe canapea. Deci e bine. Hai să-mi fac sprâncenele prima dată, pentru că nu am chef să mi le fac nu știu cum. O să folosesc produsul acesta de la Lancome, Cersil Stylers, cu periuță, pur și simplu le periez și le dau un pic de culoare și atât. O să merg la pensat săptămâna viitoare, nu, cred că peste două săptămâni. Trebuie să vorbesc cu Clara, să o întreb când are și ea timp, să mă penseze și pe mine și o să le și vopsesc să scap de o treabă. După ce le vopsesc, e mult mai ok, nu mai am treabă cu ele o perioadă. Și pentru că am folosit destul de mult bonile și în ultima perioadă, mi-au crescut destul de tare. Bun, hai să trecem la machiajul ochilor. O să folosesc paletica asta de la Make Up Revolution. Și o să folosesc probabil acestea două de aici, pentru că vreau ceva simplu. Am aici pensule, multe dintre ele sunt murdare. N-am avut nici chef să le curăț. N-am un chef de nimic. Deci, se mai întâmplă să nu am chef să fac chestii, deși aș avea multe de făcut, dar asta este. O să-mi treacă. Cred că e atmosfera asta, că se apropie Paștele și cumva mă gândesc că o să am concediu și cred că asta e cauza. Și de asta s-a așa plictisită cumva, pentru că mi-e și atât de lene că mă gândesc că mâine merg la muncă
Și când mă gândesc că mai trebuie să lansăm și aplicația săptămâna asta, o să fie super. Bun, mi-am aplicat o bază. Acțiune, mulțumesc. Dacă tu zici. Așa zice Alex, că face ce vrea el, nu ce zic eu. Bun, și mai aplic. Ce cauți încărcător? Mai aplic asta de aici. Puțin. Alex are chef de glume, că e mai bine dispus ca mine. Și aplic doar aici, atât. O să fac, nu mai fac nimic special, după care mai blenduiesc puțin. Bronzer nu cred că o să folosesc azi. O să dau cu blush. Nu era ok. Așa, simpluț. Cam așa. Bun. Am terminat. Vă dați seama că asta e pe repede înainte, în momentul în care am terminat cu machiajul ochilor în 2 minute. Mascara. Hai să mergem tot pe Lancome, dacă tot am mai folosit un produs de la Lancome. Acesta este Lancome Hypnose. Îmi place că alungește și e chiar un produs super fain. Mi-am făcut un pic de ordine, m-am arătat și acum mi-e foarte greu să-mi găsesc lucrurile pentru că nu sunt obișnuită cum le-am aranjat. O să-l folosesc pe acesta de la Bourjois. Astăzi m-am machiat în întregime cu, aproape în întregime cu Bourjois. Yes. Și o să mă duc așa un pic mai sus să nu arate ciudat. Îmi place mult acest blush. E așa delicat și nu se vede chiar din avion. Bun, am fost întreruptă că au venit părinții lui Alex până la noi. Mi-am mai aplicat rujul de la Melchior în colaborare cu Alexia și am îmbrăcat, mi-a luat un tricou, o pereche de jeans și o pereche de Adidas îndețit. O să-mi iau un jerseu deasupra și aia e. Și ne pregătim să plecăm. Trebuie să merg să-mi iau vopsea de păr, după care cred că atât. Ăsta e drumul, după care mergem la Demna și la Dam și vă țin la curent. Cel mai probabil o să ne auzim la Festivalul Luminii. Am plecat de la Delina, n-am mai apucat să vorbesc nimic cu voi, again. M-am vopsit, a ieșit super fain culoarea de data aceasta și n-am folosit aceeași vopsea pe care o foloseam de la Schwarzkopf, am folosit ceva de la Pantene și într-adevăr la rădăcină a ieșit puțin mai roșcat și aici un pic mai spre movuliu vișiniu, dar arată bine per total. Și ne îndreptăm spre luminițe și dacă mai e ceva, o să vă arăt și vouă. Și e destul de plăcut, deși a început să plouă și cumva am crezut că nu o să mai ajungem și deja mă și gândeam că nu o să mai postez vlogul acesta, având în vedere că astăzi n-am filmat nimic. Deci o să avem un singur clip și săptămâna aceasta, ca săptămâna trecută. Și yep, cam astea sunt noutățile. Ne auzim puțin mai încolo, vă arăt luminițele. Fac o încheiere pentru acest vlog, așa că mă vedeți astăzi după 2 zile, pentru că am ajuns foarte târziu de la Festivalul Luminii și mi-a fost foarte foame, am mâncat repede și ne-am pus în pat, era chiar foarte, foarte târziu, așa că n-am apucat să mai vorbesc cu voi. Mă gândeam să vă zic cum a fost la Festivalul Luminii. Inițial am luat-o de la Delina, care stă undeva pe la universitate, spre Calea Victoriei. Ne-am dat seama pe drum că se poate să nu mai fie nimic pe Calea Victoriei, fiind ultima zi de Spotlight, Festivalul Luminii. Ne-am hotărât și noi să mergem în ultima zi, când n-a mai fost aproape nimic. Așa că ne-am întors și ne-am dus înspre Unirii.
în Piața Operei și, vă zic sincer, am fost destul de dezamăgită pentru că a fost foarte puțină luminițe. Acum nu știu dacă e din cauza faptului că am mers noi în ultima zi și n-am mai fost nu știu ce, sau pur și simplu așa a fost anul acesta, așa că da, a fost puțin dezamăgitor, nu mi s-au părut atât de interesante, nu știu, în anii trecuți a fost mult, mult mai fain și mai multe luminițe și mi se pare că cumva, nu știu, ori n-au avut atâta buget, ori v-am zis, s-ar putea să fie din cauza că faptului că a fost ultima zi, dar ne, să trecem peste asta, a trecut, anul viitor poate să mergem și noi în primele zile, poate e mai ok. M-am vopsit, m-a vopsit Adelina, mi-a ieșit așa culoarea, îmi place super, super mult cum a ieșit. De data aceasta n-am mai folosit vopseaua pe care o folosesc întotdeauna și despre care v-am înnebunit, cea de la Schwarzkopf Pure Color. Am folosit de data aceasta o vopsea de la Palette. Mi-am făcut aici o poză pentru că, din păcate, i-am lăsat-o Adelinei. Am lăsat ambele vopsele pentru că mi-am luat două, niciodată nu mă fac una pentru că am părul destul de lung și cu una nu-mi este decât jumătate de păr. Este R15 roșu aprins. Mi s-a părut super faină, cred că am mai folosit-o. Și pentru că mi-au crescut foarte, foarte mult rădăcinile, cred că tocmai de aceea mi-a ieșit roșul acesta aprins. De obicei, mi este mai ovuliu, mai vișiniu. Într-adevăr, aici, pe lungime, mi-a ieșit mai vișiniu, dar aici este roșu, roșu aprins și îmi place super mult. Și dacă tot fac acum încheierea aceasta, mi-a sosit colețelul de la Makeup Shop și vreau să vi-l arăt și vouă, vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat. Mai vreau să vă arăt că am fost până în Lidl să-mi fac niște cumpărături, ce o să mâncăm astăzi și mai mult am luat prostii, nu ce să mâncăm. Dar o să vi-l arăt și pe acelea și am mai primit ceva, o să vi-l arăt aici, am primit de la Better Skin Naturals. Să vedem dacă focalizează, așa. Un ser cu vitamina C. Să vedem dacă îl pot focaliza. Acesta este. Este cu vitamina C și acid hialuronic. Și zice aici că are un efect puternic antioxidant, stimulează producția de colagen care netezește tenul și ajută la albirea pielii, redându-i luminozitatea. Combate ridurile, petele cauzate de soare, cearcănele, hidratează și hrănește pielea, lăsând-o fermă și strălucitoare. Are o groază de ingrediente, hai să văd dacă pot să vă arăt, așa, vi le las puțin aici să le vedeți și voi. O să-l folosesc și bineînțeles o să vă zic mai multe pe blog, probabil, sau pe Instagram, sau vedem noi unde. Eu mai folosesc o cremă cu vitamina C de la The Ordinary. Nu o folosesc zilnic și vă zic și de ce. În ultima perioadă am observat că fondurile mele de ten cam oxidează pe față și asta nu mi s-a mai întâmplat niciodată până acum și eu mă gândeam că s-ar putea să fie din cauza acestor produse cu vitamina C. Din ce am citit pe net, într-adevăr, s-ar putea să vă închidă puțin nuanța fondului de ten. Nu cu mult, într-adevăr, cu o nuanță și nu pot să zic că se observă atât de tare, dar da, m-a deranjat faptul că oxidează. Și na, asta este. Și hai să vă arăt ce mi-am cumpărat de pe, nici nu știu să vi-l arăt, de pe Makeup Shop. Au fost niște reduceri în perioada, nu știu, 17-19, dacă nu mă înșel. Au avut reduceri foarte mari, sunt reducerile lor obișnuite, cum au de Black Friday, de Paște, în ianuarie au mai fost niște reduceri. Nu mi-am luat foarte multe chestii, dar vreau să vi le arăt și vouă. Bineînțeles că au venit super drăguți împachetate cu folia aceasta să nu se spargă produsele. Și mi-am luat așa, mi-am luat niște gene false de la Boys & Berries. Acestea sunt Black Rhea, așa se numesc. Arată tare, tare bine. Vă zic sincer că nu știu să-mi pun gene false, dar vreau să învăț. Mai am o pereche pe acolo prin dulap undeva și chiar vreau să încerc să le pun, pentru că acestea cel puțin arată super, super bine. Și tot pentru genele false mi-am luat un adeziv de acesta, Duo. Am găsit varianta aceasta, n-am mai folosit niciodată, eu sper să fie ok. Văd că are și aplicator, ceea ce mi se pare super ok și cred că o să mă țină tubulețul ăsta o perioadă. Mai departe, pentru că fondul de ten de la Boys & Berries
nu știu cum se numește, nu mi se potrivește absolut deloc și v-am povestit pe Insta Stories. Așa că mi-am luat un alt fond de ten de la NYX, acesta este Stay Matte But Not Flat. Este un fond de ten pe bază de apă, sunt foarte, foarte curioasă. Mi-am luat nuanța Alabaster, parcă, și asta pentru că mai am un fond de ten de la Clinique care are aceeași nuanță și mă gândeam că poate se potrivește, dar să vedem, nu se știe niciodată. Mi-am luat un spray de fixare de la Boys & Berries, acesta este Dewy, și mi-am mai luat două rujulețe de la Boys & Berries, v-am zis că ador rujurile de la Boys & Berries, All Day Matte se numesc, aceasta este nuanța Silhouette. Pe aceasta voiam de mult să-mi o cumpăr, mai am cred că vreo 4, 5, 6 rujuri de la Boys & Berries. Într-adevăr, câteva sunt metalice și câteva sunt de genul acesta mate, dar pe buzele mele rezistă o grămadă de vreme. Și mi-am cumpărat și eu un rujuleț de la NYX, NYX Lingerie. Acesta este nuanța Seduction. Este un cărămiziu tare, tare drăguț. Hai să vedem și pensulica. Ah, e o pensulă obișnuită, alungită și hai să vă fac un swatch să vedem exact. Wow, e superbă, superbă nuanța. Cam așa arată. Cred că o să-mi stea bine. Hai să vă arăt și pe acesta de la Boys & Berries, pentru că se desface mult mai ușor. Să vă arăt exact nuanța. Mie îmi plac tare, tare mult și nuanța aceasta voiam să mi-o cumpăr anul trecut de Black Friday, dar nu am găsit această nuanță. Seamănă mult cu acesta de la NYX, doar că bate mai mult spre nude, acesta de aici. Arată super bine, abia aștept să le pun pe buze, să văd ce și cum. Și cam asta am cumpărat de pe Makeup Shop și o să mergem acum să vă arăt repede ce am cumpărat din Lidl, după care o să încheiem acest vlog, pentru că, în mod normal, trebuia să fie un vlog pe 2 zile. Dar pentru că nu știu ce a fost cu mine weekendul trecut, nu prea m-au chem de nimic. N-am filmat foarte mult, dar o să întorc camera să vă arăt mult mai bine. Am luat un salam bănățean crud, uscat, feliat pentru niște sandvișuri și, bineînțeles, am luat câteva clipule. Vreau să vă zic că tot ieri, acestea sunt cumpărăturile de azi, dar ieri am trecut prin Lidl și mi-a făcut cu ochiul această păscuță cu brânză și stafide și vreau să vă zic că e minunată. Dacă o mai găsiți în Lidl, chiar vă recomand să o încercați pentru că e atât de bună, e dulce și e miam. Am cumpărat două ceaiuri, acesta Orange Black Tea, i l-am cumpărat lui Alex, că lui place ceaiul negru și când a auzit că este cu portocale a zis să îl cumpăr. Și eu mi-am luat ceai verde cu portocale și mandarine. Sper să fie ok, nu am mai încercat. Dar dacă țineți minte, în Vlogmas, advent calendarul acela cu ceaiuri era exact de la Lord Nelson. Așa că știu că au fost foarte bune ceaiurile și mă gândesc că și acestea sunt. N-am mai găsit de mult salsa dip pentru nachos, sos. Acesta este preferatul nostru și îl cumpărăm de fiecare dată și nu l-am mai găsit o vreme, așa că acum că l-am găsit am zis că yes, trebuie. Și bineînțeles tortillas cu cașcaval și ce v-am mai recomandat sunt acești biscuiți minunați cu ciocolată, sunt foarte, foarte buni și cam asta am cumpărat. Și acum că v-am pus la curent cu tot ce s-a întâmplat, o să închei aici vlogul pentru că vreau să-l editez și să-l postez miercuri. Azi e marți, să știți. Eu am făcut, trebuia de fapt să fac încheierea vlogului duminică seară, dar v-am zis cum am ajuns târziu, n-am apucat, așa că m-am gândit că ar fi ok să fac și o încheiere, pentru că ar fi nașpa să las așa vlogul fără nicio încheiere. Dar nu știu exact când o să mai fac vloguri. Mie îmi place foarte mult să fac vlog-uri și știu că vă plac și vouă, doar că nu prea mai am avut șansa, nu prea mai am făcut nimic interesant. Sunt destul de stresată acum cu munca, e foarte, foarte mare agitație, trebuie să ne lansăm aplicația, cred că v-am povestit asta și pe Insta Stories, nu știu dacă mă urmăriți acolo, dar cam astea se întâmplă, așa că nu am timp să fac multe chestii, iar un weekend chiar n-am făcut mare brânză în afară de Festivalul Luminii și că am fost la Delina și la Dam. M-am vopsit pe păr și aia a fost. De obicei ne odihnim un weekend. N-am apucat să scriu nici articole pe blog, să filmez două clipuri mi-am propus, n-am reușit niciunul, așa că da, se mai întâmplă. Și cel mai probabil o să
revin la două clipuri de fapt pe săptămână, abia după Paște, pentru că zilele acelea pe care le am libere, aș vrea și eu să mă odihnesc, pentru că sunt destul de obosită și știți și voi. Cu familia, cu sărbătorile, cam așa se întâmplă. Așa că vreau să închei aici. Sper să vă placă acest vlog. Nu uitați să-mi dați și mie un thumbs up dacă sunteți drăguțe, mă ajută foarte mult. Și noi ne auzim pe Instagram mai mult. Vă pup!